Domnul consilier, în conformitate cu dispoziția articolului 39 aliniatul 1 de cea 261, a fost convocat în toate reședința ordinară a Consiliului Local, prin dispoziția numărul 238 din 5/2019 a domnului primar. Din ce 15 consilieri, respectiv 14 funcții, sunt prezenți 13, acceptând motivat domnul Prunduiu Damian. Prin urmare, prin prezentă majoritatea Consiliului Local, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. După cum ați luat la cunoștință, pe ordinea de zi transmisă erau 6 proiecte de hotărâre. Ulterior, domnul primar a mai inițiat încă 7 proiecte care au primit avizul Comisiei de Specialitate. Le mai dau citire. Prin urmare, supun aprobării proiectelor din de zi completat. Vreau înainte să supunem să retragem proiectul numărul 1 de ordinea de zi. Am văzut că domnul primar a dat curs pentru publicarea contractelor. Deci online mai am făcut și aici la primărie, am făcut și pentru... Mulțumim frumos, vreau să retragem pe proiect. Ce să mai treacă? Important este să publice în continuare. Dacă avem acum afară să ne legem și voi. Cum mă zic că acum o să respectiv cu aprobări în proiectul de ordine de zi. Cu modificările expuse. Dacă sunt discuții la procesul verbal al ședinței ordinare din 18 aprilie, dacă nu sunt, supun la vot procesul verbal. Ca la fiecare ședință, vă atrag atenția să respectați prevederile articolului 46 din legea 215, pe care stipulează că la deliberarea și adoptarea hotărârii Consiliului Local să nu ia parte consilierul care fie personal, fie prin soț, soția, client sau rude până la gradul al patrulea, inclusiv are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local. Având în vedere opțiunea dumneavoastră din luna februarie, prin care domnul consilier Prunduiu a fost ales președinte de ședință și faptul că acesta lipsește, iar supleant a fost numit domnul Leventul Romică, îl invit să preia conducerea ședinței. Da, mulțumesc pentru alegerea făcută. Să începem ședința. Deci atunci trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind eficientizarea procesului de informare a cetățenilor despre proiectele de investiții ale primăriei comunității județul Bacău. Aveți acolo un ministru? Da. 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 Atunci să punem la vot. Cine este pentru? Ureanu, nu. Toată lumea a fost. Da, da, da. Toată lumea, da? Da. Da, trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bordului de încheiere a exercițiului de bugetar pe anul 2018 și situațiilor financiare ale serviciului apă canal Voitoși. Să începem. Domnul primar, domnul consilier, domnul consilier, da, să punem la vot. Cine este pentru? 34. Următorul proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1 2019 al primăriei Curs, județul Bacău. Ai cuvântul președinței de aviz pozitiv. Da, cine este pentru? La punctul 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință ale Consiliului Local al Comunei Tuz pentru perioada iunie-august 2019. Aveți favorabil? Da, propuneți. Favorabil, propus cu domnul Gătură. Comisia Comunică. Comisia la Sătura. Da, atunci. Și alte propuneri. Locuitor? 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 Cibotan. Cibotan. Punem la vot. Bine. Pe 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției comunei Iepiuz pentru susținerea persoanelor cu handicap. Favorabil. Discuție cu local. Asta le-a produs la multe da, părere. Da, da, da. Bravo. Da, să punem la vot. Cine este pentru? Da. E bine că nu sunt mulți. Trebuie. Da. Da.
Dar următorul proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării avizului de principiu pentru documentația PUS în vederea extinderei intravilanului satului Pârja, comuna Măturețul Bacău, cu suprafață de 2129 metri pătrați, necesară construirea unui centru multifuncțional de economie socială. Asta cu fonduri europene, este dat către părinte pentru acest centru respectiv, dar ca să construiască trebuie să, să se facă pus. Părintele a umblat peste tot, nu mai trebuie să dăm noi aprobarea. De la terenul care l-am donat... Da, de la din față. Este de la din față. Unde a fost căminul. Unde a fost căminul. Da, doamne ajută. Da, cine este pentru? Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale ale societății de dezvoltare intercomunitară Bacău. 100 de lei, da? 100 de lei, asta așa a rămas. Noi trebuie să fim, dacă vrem să facem tot la ei, ajungem să ne dea aprobare. Pentru aprobări ei ne dau și dacă nu suntem membri, atunci ne dau. O întrebare. Trebuie să aprobăm în fiecare an. În fiecare an. Da, că se poate schimba, dar n-am mai schimbat. Dacă... Și anul trecut tot 100. Păi de asta zic, că și anul trecut. Dacă am tot 100, dar în fiecare an. În Consiliul de Administrație. Dar cum se spune și celelalte, așa că la fiecare an și cotizația specifică fiecare. La municipiu. De exemplu, la municipiu mult mai mari. Da, da. Au bani mai mulți. Sau cei care au prin concret. Și problemele sunt mai mari. Dacă nu sunt discuții, spunem la vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ale obiectivului, autorizarea lucrărilor în vederea obținerea avizului de autorizație la incendiu și autorizarea lucrărilor de reparații curente la Cearpanta cu înlocuire în viitoare la școala gimnazială numărul 1, Moitus. Aici e proiectul de anul trecut, s-a întârziat, anul ăsta am alocat din nou banii și... O parte din bani. O parte din bani. Și să înceapă să facă. Aveți favorabil la comisie, că acolo s-a putut un scenariu de foc, știți că Iisus a cerut. Ce? O mențiune, dacă se poate, și cred că și la celelalte proiecte, e prevăzut de legea 263 să se prevadă sursa bugetară. Pe proiect nu scrie. E bugetul local, da? Bugetul local. Da, dar nu scrie. Și în lege să se treacă. Dacă acolo noi la început am votat bugetul, am alocat banii și am buget. Da, dar pe lege zice să se specifice sursa bugetară. Da, în fiecare proiect. Exact, pentru fiecare proiect de investiție și tot ce se face, la fiecare proiect. Consemnăm și o să... Păi, să fie în regulă, nu pentru altceva. Da, e așa e. Da. Supune la totul consemnul. Următorul proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție. E pentru obținerea de investiții reabilitare podul Mocrosat Călcâi, comuna Măturiți. Da, aveți favorabil. Aici, cu la excedență săptămânală, am aprobat noi valoarea de 2 milioane jumate. Din discuțiile care au venit la Transgaz proiectantul, dânsii vor face zidul de apărare a țării a magistralei. Așa că, din proiectul nostru, reducem. Partea dreaptă numai. Partea stângă există, domnul primar? Există, numai mai facem noi de partea de facem partea de la mare, o facem mai lungă, să putem umple cu pământ acolo, să facem o parcare la baza, că înainte era un drum pentru sondă. Da. Și acum, în amont, în avală, o să facem puțin mai lung, că zidul ăla e puțin stricat. Corect. Și... Pe lunii, cu zidul domnul Crășuneanu. E prea lung. Ar trebui, ar fi bine să... Ar fi extraordinar, dar dacă îl facem
cel puțin 10-15 metri, nu mai bate. Domn primar, probabil și reprezentați la Transgaz, mă urmăresc ședințele noastre. Pentru că de aproape un an de zile toți spun că e obligat dânșilor să pună în siguranță conductele, nu se cheltuim noi bani pentru așa ceva. Păi de aia sunt atâtea probleme și la până se dată și la urmă, dacă ei îți vinovați. Foarte bine. Iau în administrare obligația dânșilor să le pună în siguranță. Păi, adică, am primit. Ei nu au fost împotrivă, de acolo ne-au am stat de vorbă cu ei și au spus că noi ne facem noi. Treaba noastră a apucat să-l import. Acum când ne apucăm import, vin și ei cu... Numai că proiectantul nostru la pod a trebuit să pună obligatoriu apărarea de machină, nu știa că faci Transgaz, nu faci Transgaz. Și acum nu vedeți. Conducta de gaz, pericol de la Băiala Sărată, la Hârșa, Pitarna, Hârșii, sunt mai mult de 10 km în pericol. Adică să vadă ei dacă... Vine că va fi și am văzut pe sumă și un lucru bun. Foarte bun. Da, trecem la cine este pentru? O să nu fie în urmă. Următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, poată să fie și indicatorul tehnico-economice actualizat pentru obiectivul de investiții, construire dispensar medical uman în localitatea Poiciu, scopul nou de Județul Mărău. Aviz favorabil. S-a modificat suma, nu? Da. Da, s-a modificat suma din cauza că s-a modificat legea salariile minime la constructor. Salariul minim s-a făcut 3.000 de lei, plus alți indicatori. Și atunci am fost nevoit că nimeni nu mai venea să facă, că noi am scos dispensarul de două ori la licitație. 948.000 valoare? Da. Pentru că nimeni a crescut manopera. Da. Și s-au nimeni, bateria de construcție, nimeni n-a mai venit. Și a trebuit să facă recalculare. Am făcut proiectarea separat și să putem da drumul la licitație, că dacă asta pierdem bani de la PNDL. Da, preșe, economic. La indicatorii tehnici, s-a mărândat sau s-a aceiași? Deci indicatorii tehnici, nu sunt aceiași. Nu sunt aceiași. Nu sunt economici. La indicatorii economici. Economici. Suma e eligibilă. Da. Și suma eligibilă s-a schimbat, da? Cum? Partea adică noastră. Adică partea neeligibilă, suma neeligibilă. Da, domnule, suplimentarea care din PNDL-ul în greu 700 de mii și noi ai primit 260. Da, tu până la vot. Cine este pentru? Următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorului economic acordat pentru obiectivul de investiție, reabilitare, clădire, grădiniță numărul 3, Poetus peste Vale, Comuna Lătului, Județul Bacău. Acea situație, am zis favoare, dar acea situație ca și dispensat. Tot până de nevă, tot. Da. De actualitate. Da. Și în felul ăsta sperăm să nu fim pe lista neagră, că nu avem WC-uri înăuntru. Le avem în curte cu critică pe alții. Că restul avem peste tot. Da. Am vrea să chiar să supraveghea și lucrările astea. Cât e cald, am auzit până de leu, s-a făcut la bătaie de joc cu bani publici. Vă rugăm frumos să ne dați atenție. Avem acum inginerii la investiții. Avem s-au văzut multe cazuri, numai bătaie de joc. Acum avem specialiști, se filmează, se fotografiază. Se demarează lucrările când se define anul. Păi cum îi dăm drumul? De-aia am vrut să dăm drumul la licitație. Altfel, de-aia am cer scuze, am căutat să ne băgăm acum, îmi cer scuze că până târziu am lucrat, tocmai ca să câștigăm timp, că dacă așteptam până la rechiziție. Avem cunoștință de aceste proiecte, cam da. Nu e ceva nou ca să se actualizeze. Da, ca să se actualizeze. Următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economice, actualizat pentru obiectivul de investiție, reabilitare, clădire, grădiniță, Poiana Sărată, Comuna Lătului, Județul Bacău. Am zis favorabil aceeași problemă. Proiect actualizat. Să punem la vot. Cine este pentru? Da, la divers. Dacă vrea cineva să ia cuvânt, doar îmi doresc. Domnul primar, Cristian Marian, știți că are fermă acolo. Da. Și probabil cu drumul meu, dacă putem să reparăm. Deci cum se compară partea la Heber, mașinile sunt suspendă. Asta să vă spună domnul viceprimar, azi dimineață i-am transat sarcini
special pentru toate, pentru drumurile astea. Azi dimineața am spus. Am zis toate drumurile de acces agricole se le fac. I-am dat acum sarcină să lase toată treaba și după ce aducem balastru, mai ales că acum ni s-a aprobat de colmatare, acolo nu ne mai ia nimeni cu balastru. Să luăm de acolo balastru și după ce se completează, o să tragem și un strat de piatră. Ca să nu mai... Că dacă începe cadastrarea și nu avem drumul, că vreau să cadastrăm și drumurile agricole. Pentru că m-am trezit cu un cadastru până în mijlocul drumului. Și dacă drumul îl cadastrăm, nu o să mai intre în cadastru nostru și când cadastrează, dă cu semnătura că atâta teren aici nu o să iasă până mai aici. Da. Eu am mai multe probleme de ridicat. Eu am vrut să le ridic și în ședințele anterioare, nu să fiu băiat cu minte, dar nu se mai poate. Dacă s-a cheltuit niște bani cu baza sportivă, de ce nu se trece la trunsul gazonului? Ne-am chinuit 2 ani de zile până gazonul ăsta a prins rădăcini și acum iar mai de un metru la stadion și nu se lasă cetățeanul care e acolo să îngrijești, domnul viceprimar, nu lasă să tundă, domnule, iarba aia. Cel puțin suprafața gazonului, dacă nu... S-a dorat de multe s-a acosit acolo. Nu e adevărat, domnule. Dar n-am fost la duminică, domnule. Am fost un duminică acolo. Am fost extrem la acolo. Și gazonul trebuie o dată la două săptămâni, cel puțin. Dar nu s-a jucat meciul, dacă... Dar s-a jucat până acum, dar... Nu, suntem în pauză acum, dar asta nu înseamnă că să lăsăm gazonul necosit. I-am luat și cositoare nouă. Deci i-am luat și lui... Trebuie pus la treaba vreau. El este acolo, el trebuie să răspundă de toată suprafața gazonului. Sunt un social, domnule, care poate... Da, vreau, el se ocupă, știi, domnule, la toată lumea se plicepe, nu se plicepe. Dar spuneți că a zis că nu e lăsat. Nu e lăsat, nu și-a lăsat vreau. Domnul viceprimar. Să dați probleme mai importante acum să... Așa, asta nu e important, toate sunt importante. Dacă trebuie să menținem gazonul, așa să menținem gazonul... Îl obține în 2 ani de zile și în 30 de zile. Și pe timpul să ce te-o dat și nu deodată la 3 luni de zile. Nu v-ați spus că anul ăsta? Cum? Nu-i cosit acum. Nu-i important, gazonul nu scosește odată pe an sau când scosește frâneațeleți. Gazonul scosește de câte ori este nevoie. A fost plecat și un pic la ea și a avut un bine treabă, domnul Avram, și a fost lipsit câteva. Nu e bine. Pune-a pe altcineva, că acolo e o zi de treabă, nu-i mai multe. Nu, n-am mai fost de mult în terenul săptămânal la scăp, de la noi, de la Oituz, dar așa de jordine ca în acest târg, n-am văzut de mult. Mărful este expus, jumătate din mărful expuse pe jos. Am în două intrări, una e blocată cu mașini care vende pâine și flori, alta e blocată cu vânzarea puiilor, a păsărilor. Nu se poate, ar trebui lăsată liberă. Avem administratorul pieții, trebuie pus la treia pe domnule. În fața biroului administratorului erau distribuiți pomi fructiferi, dar n-avea, toată piața asta nu era locul să se distribuie. M-au oprit oamenii și mi-au spus, de ce să închidi târgul săptămânal, duminica viitoare? Ce fel de consilier ești dumneata, ne spune mie? Eu zic, domnule, nu știu, consiliul local nu s-a luat asemenea hotărâre. Un om gospodar nu trebuie să-i să tragă atenția să facă ceva. El trebuie să-și facă treaba dacă e șeful pe el. Nu trebuie să-i spună cineva ce trebuie. S-a zis mereu că, uite, au trecut 3 ani acum, mai e o lună și 3 ani de la acest mandat. S-au angajat în perioada celor 3 ani încă 9 persoane la primărie. Deci noi nu mai avem aici, nu să ne ținem ședințele. Și asta s-a tot spus din primul an de mandat, că se extinde primăria asta, să creăm condiții proprii pentru salariații. E făcut, domnule, e făcut. Păi dar e făcut, dar nu s-a făcut. Uite, nu găsim proiectanți, ca și la piață, și la piață început de... Eu nu știu cum știu să-s proiectanții. De 3 ori avem proiectanțe. Dar nu mai spune, domnule, nu mai spune că facem dacă nu facem. Și proiectele astea care acum noi le-am aprobat, să vedeți dumneavoastră câte din ele vor prinde viață în anul ăla. Atenție, suntem aici 13 ani.
din moment ce s-a surgent din acus, mă gândesc că... Eu cred că bună an să nu înceapă, dar eu cred că începe. Știți că Doamne ajută, 2 ani de zile durează, numai eu știu câte drumuri am făcut la Iași. Din ianuarie mi-a aprobat Burdoiesc Cavaloro și fă caietul de sarcini, trimite-l înapoi, dacă de-abia la toamnă, un burdo excavator, care ăla nu se schimbă Federa soluția. Federația spuneați că eu nu mă ocup, acum vedeți cât e din zi. Eu știu cât am umplat. Și omul a plăcut și cum au reușit anul trecut să ia burdo excavatorul la pe dar era de un an și ceva, lucrează, domnule. Că ei sunt mai activi. Dar a fost problema cu banitis fără eu, pentru piață. Și piața de ce nu s-a făcut? Păi da, nu era. Păi aia iau Bordeaux Excavatorul, ca și lucrurile astea s-au propus, noi ne-am propus piața, dar n-am făcut-o. Pentru că au venit și trebuia să măturăm totul de acolo. Măturam, domnule, că eram... Și se închidea, vedeți, se închide o zi piața și toată lumea s-a... Când se modernizează o piață, oamenii înțeleg o lună de zile dacă se închide. Dar nu știu, dar o piață nu se face într-o lună, domnule. Dar se va începe piața anul ăsta? Da, proiectul l-a făcut. Uite, îl cheam pe Vâscă. Ia cheamă pe Vâscă. Că toți spune că nu se începe, nu se începe. Noi spunem că da, s-a aprobat, începe. Și tot lumea din afară spune, mai ales comercianță, că nu se face, domnule. Da, dar dacă proiectanții stai după ei, parcă nu le-ar trebui bani. Ba bine că nu mai fac cu banii ăia, ba bine că nu... Aici e problema. Eu tantul care lucram de la Zemea și nu Bălțătescu, nu... Noi, el a greșit ambele proiecte. Vedeți, fel de proiectați mai avem. Și că ăștia mai sunt. S-a consumat mult și într-o lună s-a dus. Păi s-a dus Sava, cu toți oamenii la... Uitați, a venit domnul Ionuș și domnul Ionuș. Crepi, se moare. Domnul Ionuș, vă rog frumos să ne spuneți cu piața, în ce stadiu suntem cu proiectul la piață și... Începe anul ăsta așa. Ieri s-au deschis ofertele pentru proiectare. Din 4 care s-au înscris, doar unul a depus ofertă. Și acel unul este în evaluare. Ieri am început să evaluăm oferta acelui ofertant. Cu extinderea... Mai căutăm noi, domnule, mai căutăm noi. Extinderea primăriei va trebui să facem actualizarea studiului de fezabilitate, pentru că e... Valorile nu mai sunt extraordinare și de unde nu vă vă cele care au fost acum un an de zile sau știți cu tariful pe manoperă s-a mărit. Nu mai v-ați dat. Și automat va trebui să-l actualizăm și pe acelor SF. Trebuie și să... Domnul, dragi-ți un cu credințare. Toate actualizările astea costă. Că nimeni nu le face degeaba. Să depășească 4 miliarde. 4 miliarde? Și dacă la început nu am prevăzut sume... Dacă costă, dacă trebuie făcut. Costă, nu? Și noi îi facem ce facem. Ne costă, trebuie să facem. Poate să vă spună domnul Ionuș și la proiectul de la Podra? La călcâi, cât a durat cu proiectanți. Când a văzut complexitatea lucrării, la 9 metri jumate se duce curajul în sare. 10 metri. 10 metri. Au fugit toți. Pentru că e destul de complexă lucrarea. E riscant. Și să vină cu freza aia mare, că nu mai vii cu o freză mică, ca să o dai jos, se trebuie trailer mare. Probabil ați explicat de ce înseamnă. Domnul primar, dar proiectantul nu execută lucrarea, domnule. El datorie să facă... Păi nu se domnească... Proiectul își scoate și la nu și-a asumat riscul. Când a văzut complexitatea, puțin își asumă riscul.
Sperăm să facă și podul la Calula, că și podul tehnicul de un proiectant a fost... Vă dați seama acum, dacă merge 9 metri jumate în sare cu picioarele, vă dați seama, el e garantat și cu 3 rânduri. De la țeavă, din graș de tante, eram nu sunt din atunci de întâi. Dacă erau că aveau 100 de metri, la mult, erau 104 metri până la ceavă. A dus sub foarte mare. Ați explicat de ce se întâmplă? Da, nu e așa, am zis să se închidă piața, să fie cu alegerile și acelor... Nu e bine, domnule, nu e bine. Alegerile au fost în fiecare an. Hai să vă mai spun o chestie, vreau să vă mai spun altceva. Noi am băgat alegere, că e filmată, e filmată. E o sărbătoare, o sfințire a unei biserici. Au fost închidă la cine și... vrea să ducă la biserică, să duce. La vot se duce, la piață se duce. Știți că, știți ce se întâmplă? În momentul când vă duceți la, când vă duce la muriți, vă duce la biserică, nu vă duce piața, vă duce popa. Fie catolic, ortodox sau adventist. În 2010, când s-a înființat centrul săptămânal, am fost presat de biserica catolică și ortodoxă să schimbăm data, ziua, să ținim... Indiferent de luni până sâmbătă, numai duminica, s-a spus fraților, nu pot să fac treaba asta. Oamenii vor să vină duminica, am luat bătaie vreo două luni de zile și n-am mai luat bătaie. Cum ce dăm la așa? În primul rând trebuie să vă gândiți că vin trei episcopi. La biserică. E o biserică care s-a muncit atât, a început de pe timpul dumneavoastră, s-a definitivat acum cu ajutorul și a dumneavoastră că ați aprobat banii și mi se pare un moment destul de important pentru comună. Se filmează... Acum biserica ortodoxă, să ținem minte și să știm, este singura din zona asta care este un monument istoric, tocmai de-aia nu s-a demolat, n-a putut să o demolăm cu noi bani, să o demolăm. Și n-am putut să o demolăm ca să o construim din nou, pentru că e un monument istoric. Și atunci de ce sunteți contra casa asta? Nu pentru pentru duminică nu moare lumea, domnule. Dar dacă vreți să fiți totdeauna contra, fiți contra. Dar eu nu sunt contra, domnule. Eu mă duc la biserică și acolo. Eu nu sunt contra oamenii. Asta a fost propunerea noastră. Nu cred că moare oamenii. Eu nu sunt contra oamenii. Eu de când sunt în funcție am văzut oamenii, majoritatea vrea să primească apă degeaba. Vrea să gunoi să-l ducem degeaba, ei n-au nicio obligație. Șoseaua Națională, obligația lor să facă șanțul, dar nu-l fac, apa curge, am început să deja să dau sancțiuni și să trecem nu numai la avertismente și la amenzi, că odată și odată trebuie să intrăm în legalitate. Și cu aprobarea, eu am încercat să mai fac niște șanțuri și a doua zi le-a stupat. Ei, de la anul vreau să, cu consimțământul dumneavoastră, și să aranjez la drumuri naționale, să refac toate drumurile și să stric și poduri, pun țevi și cer puțin pe raza centrului să avem șanțul și să avem scurgere de apă. Vreau să mă întreb, dar am mai insistat la treaba asta și a spus că nu vă dă voie drumul național. Da, domnule, și am vorbit cu drumul național și acum când am făcut la biserică a oprit o mașină. Domnule, ce faceți acolo? Și a vin drumul național, a zis, da, domne, când s-a vin cu reclamația de drumul național, da, domne, noi îl facem. Vreți mai mult? Deci, ce vreți să vă spun? Dar trebuie a făcut-o. Trebuie a fi nu numai. A făcut pot. Eu vă dau un exemplu. La Birma, mai puțin mai sus, este unul scoate toată apa. De trei ori am avertizat. Miroase acolo ca la nu știu ce. Degeaba au făcut șanțurile oamenii. El spune că n-are curte, n-are grădina. Și le dai mie și nici n-are. Dar până la urmă sunt nevoie să vin cu garda de mediu. Eu am plătit amendă și 2500 că aruncam cu noi, și că n-am 1000 că n-am scos nu știu ce. Începând de la anul, trebuie cu proiectul de reabilitare a trotuarelor și așa, cu bolul, nu sunt toate. Da, și mi s-a dat... Trotuarele sunt prevăzute de anul trecut. Da, domnule, dar... Asta vorbește foarte mult când trece turistul. Trebuie să mergem pe reparații, pe porțiuni mici, ca să nu putem, ca să nu mai mergem la drumuri naționale. Deci asta este soluția. Începem din centru și noi. Da, dacă nu mai sunt discuții, avem doi invitați, vreau să lăsăm pe ei să...
Domnule primar, domnilor consilieri, vă rog din suflet să mă mai acceptați câteva minute și vă jur că nu mai particip la nicio ședință până la viitoarea. Ascultați ce vă spun. O parte din dumneavoastră... O parte dintre dumneavoastră ați început să nu mai răspundeți la salut. De ce? Nu știu. Nu v-am zis nici nimic. Am venit și am spus lucrurile reale și așa mai departe. În ce calitate? În calitate de consoțeană, al dumneata care locuitor al comunului. Da, și te-am ales pe dumneata să mă reprezinți aici, domnule. Da? Și văd cum mă reprezinți, că nu scoți un cuvânt la nicio ședință. Vă rog să mă lăsați să continui ideile și urmă îmi dați replica. Da? Pe această cale vreau să fac un apel călduros către toți deputații senatorii de Bacău. În special domnului Benea. Acum 3 ani, vă rog să mă credeți, a venit în primărie, foarte autoritar, i-a luat sprijinul, i-a ridicat sprijinul politic domnului Osoloș și a zis în felul următor. De azi înainte, candidează pentru postul de primar al comunei Uituz, pentru PSD, domnul Bolea. Da, corect, până aici trebuie de bune. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care participați lună de lună la aceste ședințe, l-ați mai văzut pe domnul Benea să vină în această perioadă, în ultimii 3 ani încoace? Nu. Și vă spun eu, nu. Nici nu-l cunoașteți mult dintre dumneavoastră. Domnul Benea trebuia să vină aici la dumneavoastră să vă ajute domnul primar. Atât moral cât și financiar. Ca să vadă ce investiții frumoase s-au făcut în comuna Uituz. Și vă rog să-mi permite să o iau de la capăt, de la intrare în comună și mă duc numai până la Ferăstrău. Că Ferăstrău, Hârșa și Poiana Sărată aparțin de această comună. N-a venit nimeni să plângă aici de o problemă. Eu dacă vin ce vă spun dumneavoastră, vă spărați pe mine. Intrăm în comuna Uituz, dragii mei. Pe partea dreaptă avem o piață după standard european făcută. Produsele, exact cum spunea și domnul Osoloș, produsele agroalimentare se vând prin noroaie, prin bălți și așa mai departe. Una la mână. Rușine. Vin mai încoace. Dispensarul comunal. Dispensarul care îl avem de ani de zile. Vă rog din suflet, nu treceți pe sub acoperiș, pe sub streașnă. Care a fost și aveți nevoie să mergeți la dispensar, nu v-aș dori la niciunul. Vedeți că placajele alea, că placaj pot să-i spun altă, nu pot să-i spun OSB-ul. Placajele alea vă vin în cap. Vă rog din suflet. Dacă vorbesc prostii, vă rog să mă contraziceți. Venim mai sus. Venim la primăria comunei Uituz. Aici toate bune și frumoase. Birocrație până la Dumnezeu. Mă uitam la fiecare ședință, chiar dacă n-am fost prezent aici, mă uit pe internet și văd câtă birocrație este în această primărie. Și proiectele de hotărâre care le aveți, dumneavoastră, nu numai asta s-a întâmplat. De multe ori, aceste proiecte vă vin în ultimele 5 minute, nici n-a apucat să le studiați. Și trebuie să ridicați mâna, sunteți de acord, nu sunteți, asta e situația. Mergem mai departe. Și tot la primărie, să nu uit treaba asta. Copiii noștri, părinți, frați, surori, sunt slugi la unguri, la engleși, la spanioli, la nemți și așa mai departe. Aici, în primărie, văd de fiecare dată când vin cât un individ străin. Străin, adică nu-l cunosc, mă ierte Dumnezeu. Deci, a noștri, când este un post vacant în primărie, a noștri nu au loc. Probabil nu au pregătire. Nu uitați, fraților, că avem copii deștepți noi. Avem copii care sunt ingineri, care sunt profesori, preoți și așa mai departe. Trebuie să ducă în altă parte, că aici la noi nu au loc. Mergem un pic mai sus. Dăm de căminul cultural. Acum câțiva ani, dacă mi-aduc bine aminte, s-au investit o grămadă de miliarde în acel cămin și acum s-a făcut molos tot. Bine, faceți altul nou, nu e nicio problemă. M-ar duce un pic și mai sus. Dragii mei, acolo în călcăia pot să le zic la oamenii asinistrați. Aia n-au avut cine să imobilizeze, că aia trebuia să vă dea în judecată. Ca și primărie. Nu se poate un an de zile, nu poți să intri tu cu o salvare, cu să scoți un mort de acolo și așa mai departe. Trebuie să biroată prin Ferăstrău. Bine, plecăm mai departe. Drumurile comunale lasă de dorit. Îmi povestea tatăl meu că a fost invalid de război și a murit. Dumnezeu să-l ierte, eram un copil de 3 ani jumate, nu-l mai cunosc. Îmi povestea taicmul, adică maică mi-am povestea ce a povestit taică-mi. Duceți-vă și prin pădurile, domnul inginer Ionel trebuie să știe.
Și acum sunt denumite drumuri nemțesc. Dar așa cu pe acel drum nemțesc poți să mergi în bună regulă, domnul inginer. Am dreptate cu mașina. Pe drumurile noastre comunale e jac. După câteva ploi torențiale, cel puțin partea aia unde stau eu, e jale. Toate drumurile sunt praf. Tot aici, la șosea, vorbea dumneavoastră de trotuarele. Că oamenii dă apă în stradă, că oamenii nu-și fac șanță. Pe bună dreptate, recunoște treaba asta. Dar ca să mergi tu pe trotuar, pe trotuar și să nu calci pe 5 dale la același nivel, e ceva de strigat la cer. Nu se poate așa ceva. Mergem la biserică, venim la primărie, mergem la în oraș și așa mai departe. Nu. E ceva de nedescris în comuna asta. De aceea, vă implor să faceți ceva cât mai aveți timp, în ultimul an, acum cât mai aveți la dispoziție. Poate o să vină alții și tot la fel. Proiecte de hotărâri, proiectele ca cum treci strața prin apă, pot să spun. Dar o să fii consilier atunci, nu o să mă întâlnă. Nu se știe, domnule, că lumea nu mă alege pe mine. Cum se știe, dar de-a început să știe... Domnul inginer, să vă dau un exemplu. Știți de ce nu am ajuns eu consilier? Că cineva mi-a pus întrebarea asta. Domnule, te lupți de mult ca să ajungi consilier. Nu se poate, că președinții de partid, vă spun eu, le este frică, probabil că le iau eu locul, ca și președinte de partid. Și președintele partid, bă, dați-mi voie, președintele partid trece primii pe listă. Dar acum te-a trecut pe locul 2. Așa mai fac. Locul 2 acum, domnule. Păi, degeaba mă puneți pe locul 2, că s-ar putea la partidul respectiv să nu prinde niciun post. Păi, partidul USR. Uite, întrebați-l. Dacă tot ți-ar pus problema asta, întrebați-l pe domnul primar, acum 3 ani, că doar e aici, prezent. A venit la mine acasă. Și am discutat cu dânsul, cum discut cu dumneavoastră, poate mai civilizat ca cum discut cu dumneavoastră. Și mi-a promis, ne-a fost în doile. Era membru PSD. Nu-i mort, nici domnul primar. Și mi-a zis domnul primar, Ghiță, te rog frumos să vii cu mine. Zic, domnul primar, ești băiat serios. N-are rost să mă transfer la un partid la altul. Dacă eu sunt membru PSD, eram și membru în birou executiv al PSD-ului, eram un PSD-ist înrăit, cum s-a spus. A venit domnul primar la mine după ce i-a dat de la Bacău, așa, zice, ne-a costat noi, dumneata ai să fii cu noi. Zic, bine, domnul primar. Îl trimit pe domnul Vici. Păcat că ai ieșit, că zici, persoana care nu e de față, zici că eu îl vorbim. Da, nu, îl trimit pe domnul Vici, vine domnul Vici la mine acasă. Băi, ne-a costat noi, uite, așa, am vorbit cu domnul primar. Ce faci, mergi? Dar cum să nu? Dacă eu sunt membru PSD, nu știu ce, da. Vă rog să mă crediți, ce discuții s-a avut, nu știu. Când m-am trezit că nu eram pe listă, nici ultimul pe listă. Nu se zice printre primii 2-3. Nici ultimul nu eram pe listă. Cred că din cauza asta vorbește mult. Cred că probabil din cauza asta. L-am deranjat pe cineva sau ceva de genul. Sunt bocat și ca fântul la mantinie. L-am sunat pe domnul primar, domnul primar venea de la Sfântul Gheorghe. L-am sunat, zic, domnul primar, zic că cineva mi-a dat telefon la Consiliu că a verificat listele și nu sunt pe listele alea. Nu se poate neapăstă, nu, cum adică? Deci stai că sun eu pe domnul Sorin imediat. Domnule, exact discuțiile astea le-am avut. Hai că v-am făcut să râdeți. Încă o dată îmi cer scuze. Nu, vă promit, v-am jurat că nu vă mai cal pragul. Să vă dea Dumnezeu, domnul inginer, să vă dea Dumnezeu multă sănătate la toți. Și care îmi răspundeți la salut și care nu îmi răspund. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă spune, domnule, care ce vă? Lasă, nu vă răspunde. Vă mulțumesc din suflet, vă dea Dumnezeu multă sănătate. Domnul Constantin, dacă îmi permiteți acum să vă răspund la niște întrebări care zice mi le-ați spus. Da. A zis cu dispensarul da. Că să ne uităm sus că o să cadă ștreașina sau nu știu ce. Cade jos. Ceea ce nu știe foarte multă lume, nu știe că dispensarul este dat în locație de gestiune și este îndatorirea primarilor ăsta, a doctorilor să facă treabă. Și tocmai de aia am încercat noi acum să ne... Ne-am dus pe lângă domnul Bene, alte comune n-au primit nici cât am primit noi. Totuși, am primit 3 școli, am băgat și drum, ne-a promis că la PNDL 3 o să... Poate o să ne bage și asfaltarea, încă n-a mai apărut PNDR 3
Și de-aia am hotărât să facem dispensarul, că noi cu fonduri locale, nu, prin lege nu ne dădeam voie. Și de-aia am făcut prin PNDL. Și acum când îl facem, vrem să-l dăm la doctor în chirie. Nu mai vreau să-l dau în locație. Sau cine urmează după mine, aș da sfatul ăsta să-l dea în chirie. Domnul primar, vedeți dumneavoastră ce cabinet medical are doamna Palari? Dom'le, și aici, și aici datorită consilierilor, au aprobat și am reușit să-i dăm doamnei terenul. Fiind terenul ei, a tras cu altă inimă trage să-și facă dispensarul. Dar cine nu știe, tot cu ajutorul consilierilor, am dat terenul și acum facem, am putut să facă ceva aici, cu, aici le-am dat, m-a rugat de Manole să treacă, să le dea voie la canalizare prin curtea lui, prin grădina lui, ca să aibă WC-ul, spălător în curte, în birou, unde nu știu. Dacă vreți să mă laud, ies și mă laud peste tot. Mie nu mi-a plăcut să mă laud, dar vă zic niște adevăruri care foarte mulți nu știu. Eu am vrut să ajut să fac dispensarul ăsta să repar. Nu avem posibilitatea să-l repară. Domnul primar, legal, de localități, cum Dumnezeu a făcut-o? Domnule! Păi uite, domnule, vă dau un exemplu. E terenul ăla acolo la mine sus. Am făcut, domnule. Chiar nu se putea investi niște bani să faceți un parc pentru copii? Să putea să aduceți copii și la școală de jos cu microbuzul în două ceasuri, pe ceasul domnul ăsta, Constantă, să vă explic cu terenul respectiv. Am făcut proiect tot, a zis că ne dă cu centenarul. Și drum și tot, și am așteptat... Dar du-ți centenarul, da? Ia-l tu, domnule! Noi am așteptat să primim bani de acolo, să... Dacă primeam, nu foloseam banii primăriei, foloseam în alte scopuri. Da. După aceea a venit de la tornator, a zis că vine cu o formație de ajutor din străinătate și ne face ei parcul. A rămas și aia moartă, la care m-am hotărât, uitați domnul inginerii nou, fără să știe despre ce e vorba, întrebați-l, fără să-i spun eu, ce am vorbit eu cu el acum o lună, când am arătat planșa. Zice domnul inginer. Pentru proiectare, asta a parcului, încât să găsim un proiectant. Să căutăm un proiectant. Să bagem lucrarea respectivă. Deci ca să vedeți că nu îl las bani. Domnul primar, cu proiectanții ăștia totul nu îl dăvorită pe treabă. Și nu numai eu, mulți cetățeni. Spre exemplu, dau un exemplu. La noi s-a făcut o anexă la față. Imediat a venit un proiectant, mi-a luat 10 milioane. Păi dar domnule, la dumneavoastră vine că... Cădeți la mică înțelegere. La noi nu putem face așa. Noi trebuie să scoatem PSA, să participe și să scoatem legal... Totuși am uitat un singur lucru și vă rog din suflet să-mi dați voie. Să-mi dați voie să felicităm acei investitori care sunt în comuna Uituți, că de bine de rău au asigurat niște locuri de muncă. Începând de la intrare din comună, Marius Prescan, domnul Gheorghe Botezat cu ginerele Uitunsului, pe urmă Lucian Barbăti, pe urmă ar fi domnul Costel Cășuneanu, domnul Nelu Cășuneanu, domnul Seciu, deși cu investițiile care le-au făcut, ne-au angajat niște copii acolo și au niște locuri de muncă asigurate. Și de acum ar fi mai mult. Și de acum, dacă ar mai veni ceva investitor, ar fi mai bine. Dacă îmi permite să vă mai dau răspuns mai departe. Zice, domnule. Dispensarul v-ați lămurit. Da. Că nu, dar nu eu îți lămurit de mult. Nu putem noi, domnule, dar dumneavoastră așa ziceți. Exact ca și cu... Căminul cultural. Foarte multă lume a venit, fai, dărâmă căminul cultural, fără să știe că căminul cultural nu este autorizat de ISU și nici nu ne l-a autorizat în vecii vecilor. Deci, practic, țineam o grămadă de lemne acolo, care cheltuia bani și țineam o bibliotecă și... L-ați întrebat pe domnul Soloș cât bani s-a investit în... Domnule, eu nu mă uit în urmă. Eu nu mă uit în urmă, domnule. Eu mă uit și de aici înainte. Eu mă uit și... Eu sunt de 2 ani jumătate, eu mă uit de aici înainte. Ce poți asta? E 3 ani, uitați, sunteți mai darnic. Asta. Că știți, 2 luni trebuie acomodarea, domnule. Că, dacă ați venit că, din prizonă, altă parte. Cât a fost viceprimar, m-a ținut numai acolo. Nu mi-a dat, numai chiar în unele locuri, îmi dădea ștampila să semnez ceva. Că n-am când, era, când, era, când era viceprimar, fugea la Bacău. Să se întâlnească cu Benea. Când ne-am întâlnit noi pe la Măgur, a zis, bă, de unde dracu ai fost? Păi am fost la Vives
m-am la cineva, dar le vezi din la mângura, băi omule, le vezi din la 10 km în coare. Auziți? Și ar mai fi o problemă. Vorbisem cu consilierii înainte de a începe ședința și i-am întrebat pe dânși, o parte dintre dânși, că o parte nici nu vor să uite la mine, dar nu e nicio problemă. I-am întrebat, domnule, cum se fac angajările în primărie? Știți ce mi-a spus? Care dă mai mult? Bă, lasă-mă, mă, seacu, n-am crezut treaba. N-am crezut treaba asta, domnule. Tu dacă erai... Chemați-l pe ăla care a zis care dă mai mult și să-l dea în gât la... La DNA. N-are nicio șansă. Iar v-aș ruga. N-are nicio șansă. Că vreau să vă de aici am auzit. Să știți vreau să vă răspund. Vreau să vă răspund și la treaba asta. În momentul să se scoate un post la concurs, se afișează și stă 30 de zile afișat la asta, se face o comisie de examinare, unde vine și de la Bacău, un examinator specialist, și se prezintă. A fost postul care l-am scos de 3 ori la concurs. S-a înscris de la Oituz două fete. Și la concurs... Cel de aprobat nu aveau nici liceu, nu? Și nu, domnule, că trebuie să... Domnul Constantin, când se scoate un post la concurs, să scrie condițiile. Corect, ce trebuie să aibă. Că altfel nu se primește dosarul. După ce s-a primit dosarul, îi se dă tema de învățare și se prezintă la concurs. A fost odată, pentru un post, s-a scris două la concurs. Una de la Ferăstrău, una de asta. A făcut zero. Nu-i vina noastră că a făcut zero, că e un concurs. S-a... La alt post care a fost la agricultură, la asta, la financiar, s-a scris de două ori două fete. Doamna secretară poate să vă spună. Când a venit concursul, nu s-a mai prezentat. S-a prezentat o singură doamnă. Dar oamenii vorbesc după... A venit una de la Onești. Fiecare vorbesc cum aud. Da. Știți? Și cum văd. Nu știu cum văd. Văd cum aud, știți? Da. Că... Mi-ar place oamenii să zică adevărul, nu minciuna, și nu, să nu ducă oamenii numai ce le convine lor. Să le spună totul. Că așa vă spun sincer. Eu dacă am fost bun și la nivel de primărie, de personal, zice unii, că poate e prost, că las că-l ducem. Nu, dacă nu așa crede, lasă. Eu nu cred că consideră populația cum e tot treaba. Nu cred. Și eu ca o să fac o atmosferă plăcută, aici nu-mi place să stric, să cer. Și eu, când am fost la, am făcut campanie electorală, totdeauna am spus, domnule, eu vreau să continui ce a început domnul Osolo, să le termin, să le finalizez și dacă pot să fac altceva. Mai mult nu m-am lăudat. Și cred că asta fac. Ei, m-ați mai lăudat că faceți și din banii dumneavoastră acolo prin călcări. Da, bine, dar în campanie electorală ce vrei să faci? Eu trebuie să faci pentru călcări, dar spus, băi, și din banii mei fac părul ăsta. Și nu se face, domnule? Nu cred că încă o dată vă mulțumesc din banii mei vă spun sincer, nu cu alegeri între ăsta, când m-am dus cu personalul, am mai plătit o motorină sau dacă dau o motorină să treacă cu credincioșii undeva la o biserică, dau la niște oameni bătrâni, nu dau la oameni pe care ăsta. Domnul primar, să termin, nu-i bai. M-aș fi bucurat să fiu și domnul vice aici. Am observat că, sub atenta lui supraveghere, o mare parte din gunoiul de noi dus, cu toate că plătim la firme de salubrizare, se duce undeva vis-a-vis de târgul săptămânal și se acoperă cu mărus, cu vodul excavator. Se întâmplă de câteva luni de zile asta. Și am văzut că nimeni, sunt convins că și cei de aici, o mare parte știu asta, că e imposibil să nu treci pe stradă, să nu crezi. Se întâmplă vineri, chiar și joi, albată, și sâmbătă. Ba chiar mai mult, în ultima perioadă am văzut că și mare parte din Pampers și de la Hârja, de la Azil, și cred că și echipamente medicale sunt groate tot acolo. Nu știu, mie nu mi se pare corect asta și vreau să vă întreb cum pot proceda să-mi recoperi pănuță, că eu am plătit. Am văzut, de exemplu, 500 de lei la firma de salubrizare. Unde duceți dumneavoastră, domnul primar, pot să-l duc eu. În gratis, fără nicio problemă. Cum mă duceam acum 30 de ani. Acum 30 de ani așa se ducea. Dacă tot așa merge pe principiul ăla, cred că știți că poluatorul plătește. Cu cât mai mult gunoi este... Și să ducem împreună, păi nu mai plătim, mai ales că duce cu cât, cu cât gunoi se produce mai mult gunoi, cu atât plătim mai mult. Trebuie să vă informez că anul ăsta s-a dat o lege și
scoatem după site-ul Ministerului Mediului un formular și după gunoiul care s-a dus la Rompres, plătim. Nu, domnule, deja anul ăsta am mai plătit. Anul ăsta nu fără o băfne. Domnule, ascult, acolo este terenul unui particular care cară să și-l îndrepte. Dar el bănuiesc că nu știe ce duce dumneavoastră acolo, că dacă ar fi știut, trebuie să fi dat voie. Eu urmăresc că am avut băiat la mediu, o să aduc un alt băiat la mediu. Și chiar domnul Vici, el s-a ocupat de treaba asta personal. Nu? Și văd, ăla e un teren... Sarcini de semnul lui. E un teren particular și dacă i-a permis ăla să ducă balastul sau pământul... Nu balastul, sau nu, astea sunt restul menajere. Pot să vă arăt, dacă vreți, am două. Restul menajere este... Și pe împășul nu mi se pare. Că nu știi cu omul ăla ce se întâmplă, că o să taseze. Noi nu strângem restul menajere de la asta, sincer. Absolut tot, ci prin comună. Ce... Noi nu strângem restul menajere, oamenii le strâng, le duc la mașini. Eu n-am văzut, sincer, nu știu să fac așa nu ceva. Că am văzut, văzut grămezi de pământ, că vrea să-și niveleze acolo. Vreți, sau că vreți, vreți, exact de acolo unde s-au aruncat cu tractorul, cu camionul. Oamenii nu se devină șoferi, cei care îi trimit acolo, nu? Nu știu, că am văzut camioane, știu că e particular acolo. Am văzut să nu are importanță să arunce. Nu contează unul e particular, că nu e particular. E un pârâu acolo care trece. Ăla nu știu dacă e ok să treacă pe lângă mărul mare. Eu m-am uitat, acolo avem o stație de asta, nu ajunge, exact lângă, nu ajunge pârâu acolo, dar nu, nu, eu nu cred că aruncă gunoi. Dacă aruncă gunoi, o să mă informez și eu și, și eu o să văd. Și apa care dumneavoastră spuneți că e potabilă. Da. Chiar credeți lucrul ăsta? Da, tipul, eu da? Și la mine acasă beau, că mai apare tulpuri, mă arăt și la... Tulpuri nu apare, tot timpul tulpuri, nu apare. Nu, nu, nu dispare, acolo rămâne. Pentru că deja am pus bani deoparte, da. Suntem în procedura de achiziție a unei stații de clorinare, da. Filtrare automată. Da. Pentru așa că... mai de clorinare, că vine albă. Ori tulburile albă. Domnule, albă, albă iese din cauza presiunii. Presiune, e presiunea albă. Foarte mare. Erau prevăzute mai multe regulatoare de presiune și nu sunt. Am mai pus eu un regulator și trebuie acum să punem, dacă măsurați, o să vedeți că pe acolo, pe la tine, da. Dacă nu ai regulator de presiune, să vezi că ai 6 atmosfere, ceea ce nu-i permis să fie 6 atmosfere nu. La apa. Două atmosfere jumate. Cum este așa presiune mare, domn primar, că la noi nu e nimic. Dar, domnule, cu cât dacă înălțimea, domnule, când crește înălțimea, scade presiunea. Nu avem, domnule, băgat, nici apă, nici canal, nici asfalt, nimic nu avem. Noi suntem acolo izolați. Dar procesul plătește și cel care stă la trave. Apa se plătește separat, canalul separat, domnul Costandoi, nu confundați. O să se facă. Că suntem obligați să facem, dar uitați, s-a dat lege unde canalizare, toată lumea trebuie să se, obligatoriu să se cupleze la canalizare. Și nu se cuplează până o să vină mediul să dea amendă, că este lege. Tată, că suntem în Uniunea Europeană. Și acum s-au pus bani deoparte, o să meargă pe modernizare, punem stația asta și apă iese, dar vă arăt, organul electric este foarte bine, apa este mult mai bună decât din fântâni. Domnul primar, din frică să pun copiii să spere cu apa. Puteți, eu vă dau facem trimestrial, vă dau... Nu trebuie să spun schimb bună dacă ea are impurități în ea, în primul rând. Domnule, impurități... Deci i-am pus fiotul de cărbune, i-am pus... Domnule, și eu impurități au pentru că... Deci problema așa cu impurități au că instalația la capete de linie nu am pus când a fost domnul primar și eu eram viceprimar, am pus atunci numai niște din astea de aerisire ca să nu se mai spargă, dar trebuiau puse și niște robinete din când în când de purjare. Da. Și nu sunt, nu există. Trebuie să o modernizăm. Trebuie puțin să aveți răbdare. Dar eu vă spun, veniți la mine acasă, eu nu am apă din alt loc decât ăsta. Încă nu stau, nu locuiesc, dar mi-am băgat-o pentru că eu știu că luăm analize trimestrial și apa
este bună. Rezolvată, deci poate să bea lumea fără nicio problemă. Da, bem noi la primărie, facem cafea, veniți să vedeți primăria. Dar cu fier, atunci am traditor, că mai ies cu fier. Dom'le, impunitățile așa puteți să interpretați oricum. Că și eu dacă m-aș lua după interpretări, nu știu ce aș face la școală, știți? Domnul primar, da, înțeles. Are dreptate, domnul. La școală? La Onești apă nu așa ca la noi. Uite, și noi în contractul cu... Eu ți arăt la Onești, ți arăt la Onești în plouă, uite, la Onești stații vechi, ți arăt în plouă și dau, fac baie și aia e tulbure. Ai tulbure, eu stau acolo și ți arăt, dacă vrei ți arăt. Avem noroc că nu face nimeni reclamații, că în contractul care fi cu cetățeanul suntem obligați ca să dăm calitate, dacă faci cineva. Mai poate să fac, avem certificatele. La instalație tulburi, dar deci, în contractul noi obligăm să dăm calitate. Când se lucrează, atât eu când apare tulburi, eu trebuie să opresc, că nu merg niciun robinet pe drum și făcută, trebuie să opresc tocmai de sus. Vă dați seama, când se golește toată apa, în anumite locuri se depozitează. Da. Asta. Și când îi dau drumul, normal că ia toate impuritățile alea și curge puțin asta. Și la Orești, și oriunde, vă dau un scris. Când se oprește apa, domnul stă la Orești. Când se oprește apa și dați drumul, vine tulbură, dă. Vine ruginită, ce poți că vedeți, vedeți gunoiul numai ăsta. Când e presiunea 6 atmosfere, vă dați seama, la un moment dat ai impresia că e și ruginită. Mai trebuie să se mențină. Domnul Suros, proiectul cu apa... N-a fost bun de la bun. Oricum o să se îmbunătățească, acum aduc muncă de lămurire, dar n-am vrut în ședința asta. Dacă putem să facem un schimb de teren sau să cumpărăm un teren, că și domnul Butucaru ar fi de acord să vândă și să dea Hebler, schimb. Și Hebler are acolo de ăsta. Am zis să merg întâi să fac o evaluare. Și vodă-l vinde. Și dacă a fost acolo, dacă a fost acolo proiectat că există apă, părerea mea ar fi să o luăm acolo. Dar noi, domnul vostru, și-am cumpărat un teren acolo. Da, domnule, uitați, întrebați-l pe Tico, am făcut gaură, două găuri. Și venea apa care chiar era pe marginea apei și dincolo a venit prin corespondență. Când am golit-o aici și dincolo... Nu venea. Deci era debitul mic. Dar din coace unde are Hebler, unde s-a vrut sub înaltă tensiune, a vrut să se facă o fântână și la 2 metri n-a mai putut cu pompa scotea și nu putea să se aducă mai adânc. Și dacă faci între cele două, o să fie rezolvată apa. Dar asta dacă dumneavoastră, că n-ar fi așa după mine, ori schimb că avem teren la Bâtcă, ori un schimb la Bâtcă, ori cumpărăm. Și atunci am putea rezolva dacă avem terenul. Domnul Butucaru vrea în schimb. Da, cineva mi-a zis că ați vorbit cu el și dăm în schimb. Că avem teren să facem schimb și nu e nicio ilegalitate, nu e nimic. Și atunci, având terenul, putem să facem proiectul, știți? Și pentru că apa o să fie problemă. Eu vă spun la Lapa, la mine, anul ducea înainte apă de o țeavă de 200. Și anul ăsta, dacă curgea pe jumătate, cu toate ploile. Pentru că a scăzut pânza freatică, dar n-a plouat mult. Transportii, dacă mai aveți ceva să spuneți. Da. Vreau să mai adaug ceva legat la școală, că tot a spus dumneavoastră și mi-ați adus aminte. Până la urmă s-a reușit betonarea acolo, în curtea școlii gimnazială aici, jos. Ați depozitat în ultimii ani sarea pentru dezăpezit. L-ați distrus. Deci 90% distrus. Nu e așa. Cauza sare, că n-a fost bun beton. Dar de ce doar jumătatea unde s-a depus sarea? S-a depozitat sarea. S-a distrus și partea cealaltă. Acolo n-am depus sarea. Ați depus tot acolo. Nu numai sarea. Tot absolut. Săreau copiii printre scândurile cu cuii pe care l-ați adus de pe la primii și de pe la port. Știi ceva? Eu nu vreau să de asta. Nu ați vrut. Acum nu mai vreți. Nu ați vrut doar. Acum nu mai vreți. Sunt de acord. Știi, eu nu vreau să spun mai mult. Puteți să spuneți, chiar vă rog, ce vă rog. Cam auzit, dacă stau degeaba, ăsta postul meu pentru asta este. Supraveghere, așa se cheamă. Decât să mergi cu
cu tot felul de pâră și directoarea nici nu iese afară din birou și te crede pe cuvânt. Dar acolo de, de, doamna de acolo de când era domnul primar, acolo să parca, era garajul acolo, dar nu se depozita saia și toate prostiile acolo pentru copii. Știi ceva? Tu ești și mai mult de atât. Tu nu, nu dau atribuțiunile directoare. Când directoarea nu, nu, eu nu iau stat, știi că nu iau nicio atribuțiune. Aia face, am dat atribuțiunile directoare, noi am, acolo am stat cu, cu consimțământul directoare și n-are rost. Dar păi dacă nu-i corect, noi depozităm sare acolo. Dar unde vreți în fața primăriei? Nu, domnule, am depozitat pe al la rând. 16 ani am depozitat acest material la intersecții, la margini, unde e magazinul ăsta, vede cu bobul. Nu l-a furat nimeni, că acolo l-am găsit. Și în primăvară nu mai era niciun bobul. Da, era, că n-a furat nimeni. Da, vreți să vă scot, domnul primar, cât nisip să cumpăra înainte? Și cât se cumpără acum? Eu vă scot. Vă scot după fișe. Cât antiderapant, dar n-are rost să discutăm. Vă arăt cât s-a luat. Acum se ia 80 de tone sau 60 de tone și, și ține. Și altă dată se lua 200 de tone. Hai să mai vorbim, lăsăm așa nimeni. Dar în birou la vestiar, la vestiar aici, la stadion, îi prind cu sacul. Mulțumesc, domnul Petrișor, spuneți. Era bine să fie și domnul viceprimar. Știu că s-a început decolmatarea la baraj. Ce facem cu acel baraj? Toate instituțiile ne-au răspuns că nu se află în evidența lor. Inițiem un proiect să ne-l asumăm și să dărâmăm? Nu, domnule, noi am vorbit la apele române, întâi trebuie să decolmatăm, pentru că am găsit o soluție de noi ca primărie. Putem să în momentul de față așa este. Până asta trebuie să lăsați așa, vedeți finalul, că nu are rost să discutăm cum s-a rezolvat. Ideea este să rezolve. Da, să duc început, nu are rost să... Eu le ia apă, unde vezi. O să le ia apă și eu, da. O să-i dăm vreo rău. Domnul primar, se apropie asfaltarea, ajungem cu una oaituză. Eu... Na, în calitatea mea am vorbit cu domnul inginer de la asfaltare, doamne. Puneți două roabe aici în fața primăriei, că uite, ne rupim mașini de când parcăm. Toate atunci, când ajungem, acum vă rog pe dumneavoastră că eu în calitatea mea nu cred eu că să faci lucrul ăsta. Când ajunge asfaltare, două roabe aici, că dumneavoastră unii parcați acolo în față, e mai... Aici? Când vine ăștia cu asfaltare, ăștia să mai înalce. Păi să mai înalce și atunci chiar nu mai putem intra aici. Eu dacă ăștia n-au nicio treabă cu drumul național, dacă eu i-am spus inginerului de la drumuri, lui Viola, dacă Viola cade cu el la înțelegere să ne pună, ne pune. Dacă nu, în momentul când o să punem noi asfalt, că vreau să pun asfalt la școală și la asta, la amândouă școlile, pe asfalt, pe betonul ăla. Pentru că așa era prevăzut cu un strat de asfalt. Dar până atunci, și, pe până atunci eu pot să oblig, ăsta n-are nicio treabă cu ăsta care toarnă asfalt, n-are nicio treabă cu drumuri naționale. Deci el închiria, dacă omul vrea, eu îți dai seama că o să rog când vine aici. Domnul primar, când ajunge aici vin în fața primăriei și dacă, din partea mea îți spună două roabe. Da, din că vrea cu cea mai mare. Dar 5 sari de ciment, cu două cupii de balastră, nu se poate face nici un bărăt și nu poate acolo. Rupim mașinile, pentru ce, în fața primăriei. Cimentul sare, în momentul când nu o să avem pleacă ăsta. Se rup oamenii mașinile aici. Nu pot, dar așa lasă, dar am parcat din parc. Parchez dincolo. Hai să dăm partea mea, mădurile. Eu unul, până se întâmplă un accident în fața primăriei, nu o să se mai... Nu o să plece mașini în fața primăriei. Și eu am căutat aici să fac undeva, că aici o să întâmple. Și linie continuă, toți trec așa, toți și ieși de pieton și dai cu spatele. Nu-i normal, știți? Să parcăm aici, dar omul de comoditate ar vrea... Normal, doar să dă asfaltat așa. Nu sunt corect, sunt cum am să facem ăsta. Băi, ceva vândul la deal, poate. Facem până în 2020, ce va fi pe data de 26-2019. 26, 20 așa. Da, domnule. Da, domnule. Da, domnule. Da, domnule. Da, domnule. Ce n-am înțeles? Da, domnule. Ziua mea, băi, din naștere. La mulți ani. Aveți, acum. Dar nu plecați, s-a
Ședința nu plecați spre...